se întâmplă cu Muzeul de Istorie. Și acum ai tot un parțial de reparații, există. Și ăla e, cum să zic, este foarte important pentru, pentru trecutul orașului și pentru, în special pentru zona turistică. Muzeul de Istorie nu aparține, adică nu intră în sub ordinea sau administrarea primăriei. Deci ăsta era unul din punctele abordate în material. Dar, desigur, primăria poate face. Ăsta era unul din punctele abordate în material, cu cât mai mult, cu cât acolo sunt două puncte foarte importante în Muzeul ăsta de Istorie, lapidariul roman și tezaurul, care nu sunt puse în puncte de ani de zile. Noi putem face intervenții, ca să zic așa, la cei care administrează acestea, pentru că, la urmă, sunt în oraș. Ne reprezintă pe tot.